Da, stai în minute, de 10 minute gata. Prima întrebare, domn Consiliu, nu răspunde la telefonul ăsta. Asta e, am așteptat să fie tot, dar ei nu a trecut. Nu, bine, ne veni că bine apare. Nu știți de ce că trebuie să apare. Ne veni că apare imediat. Ce e greșit? Vicele. Dacă nu, vicele nu este, nu am mai vorbim cineva. Pune de doamne la altă răpare. Mihai, la asta nu este. Ce zici? Hai, nu de chine. Eu dă basele de acolo, prezența. Ați venit pe mine. Bă, nu te pot gândi. Vine cu un scaun, zile afară. Te amintiți? Adu-te un scaun. Ia un loc, că ți-ai ieșit de acasă. Asta nu jos. Dar pune picioare pe președinte, nu pune picăbiță. Da, am voie să vorbesc. Nu răspunde eu dacă le-ai spus. Dar Mirela e rapidă. Mirela a fost la pădure dimineață, plecat la magazin la urmă. E trafic, e vin. Pe cine nu minte, cine ar fi următorul președinte? Președinte. Ce-am în timpul? Da, v-ați limpat aia. Domnul Ionic, însemnați? Da, a fost domnul Ionic. Așa-i mai fi că n-ar fost, noi doi. Da. Ce trebuie? Domnul Ionic, stai și... problema așa e. Cei mai fi e cu toată. Noi nu fost cu la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău.
Articolul 3. Prezenta hotărârii se va comunica în condițiile legii instituției care este sub Bacău, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău și a persoanei desemnate. Mulțumim. Discuții. Supunem spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri în unanimitate de rezolvăm cuvântul domnului primar pentru prezentat pentru domnul Benedicte. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării și finanțării obiectivului de investiții, amenajare terenului de sport multifuncțional și loc de joacă pentru copii situat în sat Bârsănești, zona Glodosul, comuna Bârsănești. Articolul 1. Se aprobă realizarea obiectivului de investiții, amenajare terenului de sport multifuncțional și loc de joacă pentru copii situat în satul Bârsănești, zona Glodosul, comuna Bârsănești. Articolul 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, amenajare terenului de sport multifuncțional și loc de joacă pentru copii, situat în sat Bârsănești, zona Glodosul, comuna Bârsănești, de sub acolo, confort, anexe 1 din devizul general, după cum urmează. Total general de investiții, 336.547,76 de lei, inclusiv TVA, din care cetățim 291.575,66 lei, inclusiv TVA. Se aprobă asigurarea finanțării din excedentul bugetului local de venituri și la 31.12.2018 al Comunei Bârsănești, în suma de 336.545,76 de lei pentru realizarea obiectivului de investiții, amenajare teren de sport, multifuncțional și loc de joacă pentru copii situate în Comuna Bârsănești, zona Glodosul. Articolul 4. Prevederile prezente în hotărâri vor fi aduse în adeverință de către autoritatea executivă a Comunei, prin aparatul de specialitate al primarului, vor fi comunicate instituției prefectului județului Bacău și primarul Comunei Bârsănești și vor fi aduse la conștiință publică în condiții de lege prin grijă a secretarului Comunei. Da. Discuții. Domnul Răuan. Nu sunt. A fost adoptat proiectul cu un an înainte. Da. Supunem spre aprobare. Împotrivă, abțineri, unanimitate. Dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta punctul 3 al ordinii. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării și finanțării obiectivului de investiții, refacere, împrejmuire și accese școala gimnazială ca Brădești, comuna Bârsănești, județul Bacău. Articolul 1. Se aprobă realizarea obiectivului de investiții, refacere, împrejmuire și accese școala gimnazială sat Brătești, comuna Bârsănești, județul Bacău. Articolul 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, refacere, împrejmuire și accese școala gimnazială sat Brătești, comuna Bârsănești, județul Bacău, conform anexei de viziu general, după cum urmează. Total general de al investiției 232.975,77 de lei, din care C plus M 210.273,18 lei. Articolul 3. Se aprobă asigurarea finanțării din excedentul bugetului local la 31.12.2018 al Comunei Bârsănești în suma de 232.975,77 de lei, inclusiv TVA-ul, pentru realizarea obiectivului de investiții, refacere, împrejmuire și accese școala gimnazială sat Bărătești, Comuna Bârsănești, sub Bacău. Articolul 4. Prevederile prezente hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către autoritatea executivă a Comunei prin aparatul de specialitate al primarului, vor fi comunicate instituții prefectului de sub Bacău și primarul Comunei și vor fi aduse la cunoștință publică în condițiile lege prin grijă secretarului Comunei. Discuții. Supunem spre aprobare. Cine este pentru? Mergem împotrivă, abține în unanimitate de votul legislatorului. Trecem la punctul 4, diverse. Înainte de asta, ce și-o permisiune acum? Mai vrea să zice cu tine, dacă... Nu, nu am nimic. Deci mă pot face, da? Da. Să-i bună, vă doresc. Da, da, da. Distracție plăcută. Începem cu domnul Miron, nu? De aici sau de care parte? Nu contează. Luna trecută, luna trecută, dar s-a luat de acolo, cum de aici? Nu am nimic de spus la diverse. Doamna. La dădus s-a aprobat. Trebuie să obiectăm cu... Avizii, cu avizii. Avizii, deja... Am spus că Iulina... Am sunat. Am sunat. Am sunat. Am sunat. Am ieșit. Cum? Da. Să închide la patru. Da.
săptămâna, mai o lună. Eu am încercat cât de repede, dar dacă nu am terminat acolo, nu poate să vină în pace. Nu este ca așa. Știu, dar acolo nu scoate afară. Nu scoate afară, ea a văzut. Eu n-am spus, ea doar prin auzit. Am fost acolo, la fața locului, a venit geologul, bagă copânt de dren, dar nu pune copânt de dren, nu putem să vedem. Da, nimic aici. Florin. Drumul cealaltă ultimară, spre Ciușmea Orsului, trebuie să plâng oamenii... Peste unii, dacă unii e însă. La podul de la Adia, primul pod, până la Adia. Am fost acolo, am vorbit cu oamenii, trec la deal, nu te poți baga pe sub pe Părâu să faci. De la deal de Părâu, este acolo un loc, de la am vorbit și rogăți oameni ca să le să facă. Nu poți să te bagi pe... Am fost cu piciorul în acolo. N-ai cum. Uite, te duc până acolo să vezi și acolo ce crade sunt pe răul ăla. N-ai cum să mă pot băga cu butonul ăsta. Tu ai fost? Tu ai fost? Da. E pe răul, dar... Da? Tu mai poți și nou, bălașul din Părâu. Nu, este lateral, doamne. Ce să mă mai poți muncesc? Da, da, nu poate face, da. Este lateral, se poate trece. Da. Am discutat cu oameni. Fiecare poate să iese 2 metri, că nu trag. Ce să mă poți să mă bag acum pe răul ăla? Nu poți. Doar ai principalul. Asta și... Nu se poate discuta cu oameni pe răul, da? Am fost acolo la fața locului, nu ai cum. Mai este la drumul Caracol, cum zici, mă, prin Bărării. Acolo la Bărării, suntem undeva, dacă ne lasă pe acel om pe bucata lui, treacă apa pe îndivare. Tu unde sunt cerșirea cu jos acolo, da. Nu, e mai la dealul lui. Acolo da. E un șans mare. Poate. Da. Eu... Toate sunt bune, nu? Domnul primar, am fost eu. Dumneavoastră, ați fost în control, ați fost da. Ce să mai... Am ajuns pe biserici acolo, până la ultima casă, am pus tuburi, balasturi, se poate circula, chiar și cu mașina mică, poate să ajungi mașina salvare, pompieri, ori... Păi bun. Am văzut cum mai aveți ceva pe Gurecea. Da. Să punem aici, la pieptul. Să punem un tur. În zmai, cred că mai mici ceva. Ceva mai mic. Am pus și la Brădești acolo, la Guriza, la Vlad Nicolae, dacă ați văzut. A, cred că îți tasez acolo. Ați văzut și din mai încolo am pus, la Volbea am pus și acolo, mai am unul mare, de 1800 din diametru, e descarcat la Unești, când n-am avut macara, are 5 ori, și să vorbesc cu cineva să-l aduc, să-l pun tot împreună, tot la Volbea, acolo, pe un poenic, ca să-l dărgim. Dacă ai cu ce faci, dacă mai ai de asta eu pot gândi adus cu urme și pot să tragi până să tașează balazul acolo, dai din... Până la din, poate să intre și omul curte acolo. Da. Mai bun de atâta nu? Pot. Mai am primit țara în primit. Treabă să tămâna să o rezolv și acolo pe primița lui Cancel. La balazul ăla care e... Ia nu, trebuie să duc, ia nu, sub balazul ăla 20 mașini, îl duc pe sub prima sacă, trebuie să duc... De chiemiță mai chiemiță. Și unii trebuie, și că l-am adus acolo, l-am depozitat acolo, că nu se putea baga la mașina mare să duci. Da, și de acolo care rămâne, când ne trebuie. Pe uliță la Voiculești, pe acolo. Da. Și mașina din noi, apropo de asta, dacă o face, are loc să-l facă sus acolo. Se ducă cu fața, să nu mai iei cu spate. Se duce cu fața direct, întoarce la, asta, la Ghinea Ion, zis. Bună, gândește uliță și dă cu spatele spre ulița aia altă și coboară la vară. Ce? Nu cred că poate. Strâmbă. Mașină mare. Da, vă spune, e aer și-o întors acolo sus. Cum nu se poate? Tu și poți să mă duc cu șoferul acolo? Da. Și bine, mă. Să duci cu fața spre Corodeanu, dă cu spatele pe ulița cealaltă și poate foarte leger. Am toaletat copaci și pulița aia lui da, da. Și pe la mea era cu Marin și acolo era rezolvă și cu la nici Doamne Regi, mașini salvare, nu mai ajunge acolo. Acolo schimbi cheia din... Am tăiat, am mai era problema aici pe drumul județean, dar aici am zis, dacă o să fie, trebuie să facem, o să... Eventual la nivel de comisii, fac adresă la nivel de comisii, trimit la Consiliul Județean Bacău,
toaletezi acolo pe strada Găleana Târgu Ocna și jos acolo și acolo este problemă de cum se coboară de acolo, de la punctul Alexandru Gheorghiță de acolo. Da, din curba spre dreapta există riscul, am văzut chiar și un nuc, a ieșit cu crengile până în drum. Deci o mașină care are un anumit gabarit din înălțime atinge. Am zis, nu cer noastră, că nu intră în competența primăriei Vârsănești, intră în competența Consiliului Local Județean, dacă fi să cer prin adrese de comisii de specialitate. Acolo, dacă nu înșele, au orașul de Târgu Ocna. Nu, e Consiliul Județean, că Târgu Ocna intră de exact, de acolo nu face inserția cu asfaltul de pe DJ 116. Până acolo e strada Găleană, Târgu Ocna. Acolo vânta de la linia respectivă, până acolo vine Târgu Ocna. Exact, vine în partea asfaltă, pe drumul județean. Bine, da, dacă vreți să faceți o adresă în locul meu, bine, dacă nu trebuie să mă trebuie personal. Cu băieții și cu drujba și cu valetea, există un risc. Să știți că, să circ, am mai pus-o în discuție, când se circulă pe sensul de mers Brătești-Târgu Ocna, deci efectiv de autovehicule care sunt mai gabarit mai înalt, trebuie să treacă pe banda cealaltă. Dacă puteți să o rezolvați, dacă o rezolvați, dacă nu, fac adresă eu la nivel de comisii de specialitate și o trimit la Consiliul Județean. Da. Domnul Ane? Da. Am rămas eu scurt, ca să mă întindem. Se discută și suntem jigniți și înjurați și în tot felul făcuți, dar în toate ocaziile, la anunț, pe la coment, pe stradă, că nu suntem capabili. Și luăm alegea. Da. Unde invităm pe cei care sunt atât de hotărâți în potriva noastră să candideze și noi nu dăm loc, nicio problemă, că nu suntem bătuți aici, în cuie. Problema e alta. Am ajuns să fim făcuți mincinoși prin faptul că spunem că se asfaltează și nu se mai asfaltează. Din moment ce noi aprobăm aici și o discut ca să o vadă toți, să uită persoanele în cauză. Din moment ce noi aprobăm un proiect aici de asfaltare, o anumită stradă, diferit de oriunde în comună, sau de rezolvare în alte obiectivi. Deci eu nu pot să mă duc să spun, nu se asfaltează. Deci, mă duc mici tot să se asfaltează, că și nu mă duc să asfaltează. Da. Eu cum să spun că nu se asfaltează, dacă noi aici am aprobat un proiect că se asfaltează. Că durează, sunt atâtea cauze care duce la întârziere. Și nu, și fiecare am vrea să astăzi aprobăm și mâine să vină asfaltul deja. Sunt niște legi de respectat, niște termeni. Vedeți la câte locuri, trebuie să știe fiecare care se uită și ne privesc, că un proiect nu se aprobă într-o zi peste tot. Cum să nu, domnul Blănar, pe cum am avut prima care a spus că în 6 luni a făcut problema floare. Cum trebuie să știe că un proiect, de exemplu, trebuie să ajungă la Ion să o lună, nu? Așa. Trebuie să stea culmea la RDS, care nu are nicio treabă. Din potrivă, ei ar trebui să vină să ceară aprobare la noi, nu noi la ei. Ce treabă avem noi cu RDS-ul? Să ne stă și acolo 30 de zile, stă la Telecom, stă la Mediu. Eu am 4 luni din Brusel, numai 4 exemple care le-am, 4 luni odată. Nu, problema este alta din punctul meu de vedere și opinia mea personală. În primul rând, trebuie adusă la cunoștința publică, prin site-urile care le avem, Primăria Vârsănești, să încarce, că am observat că proiectul de hotărâre nu sunt încărcate la zi pe site. Poate lumea este îndreptățită să facă afirmațiile astea pentru că poate nu o cunoștință. Eu mă rezum la acest aspect. Dar, în primul rând, este clar că orice proiect de hotărâre are niște etape de urmat, care nu pot fi scoase din traseul lor. Trebuie mers exact cum e prevăzut acolo. Și cât timp se află în limita de limita de contract, ei pot să le execute când doresc. Nu când doresc. Trebuie să meargă după etatele care le-au făcut. În ceea ce privește în jurăturile domnului Blănaru, că este așa cunoscut, că așa e ăsta, au exact cum s-a adus în discuții, au dreptul fiecare să candideze, ne dorim ca mulți să schimbi comuna asta, să o facă floare, așa cum auzam din multe ori prin discuțiile consilierilor. Deci, plus faptul că apar contestațiile, care ia duce la întârziere, 40 de zile acolo care se pe. Eu zic după mine, cred că ar trebui aduse la opinia publică, la cunoștință opinii publice, toate aceste proiecte. Ca să înțeleagă oamenii, deci un primar când intră în mandat, face doar toate documentațiile și la următorul mandat, prin următorul primar, ori...
Nu e obligatoriu. Nu e obligatoriu. Atât timp cât durează acte. Deci nu este vină primarul, nu își face treaba, ce contractorul. Am explicat destul de clar și mai explic încă o dată acum ca să înțeleagă. Din moment ce noi avem contract cu o anumită societate, iar un termen de lucru, n-ai voie să te iei de el, nu poți să te iei de el, că nu... Împotriva legii? Da, este împotriva legii. Este împotriva legii dacă te-ai dus și ai obturat, să zicem, lucrările sau nu ce. Care este finalizarea lucrării la... Septembrie. Septembrie, mai este o lună și da. Deci n-ai voie să te iei de el. Cum am luat am avut o discuție foarte aprinsă, mulți s-au văzut din sală, cu doamna patroană. E a treia oară când mă iau cu ea, domn primar a fost martor de fiecare dată, pentru că nu-și face. Dom'le, eu sunt în termenul meu. Vrei să te dau în judecată? Are care de sarcini, ea trebuie exact ce v-a spus. Are etapele de urma. Când se ajunge la finele de execuție, trebuie luat la întrebări. Ce ai făcut? Ce n-ai făcut? Păi eu dacă nu sunt în termenul meu, atunci eu plătesc penalizare, e treaba mea. Deci asta am zis foarte mult. Nu primarul, nu primarul, nu consilierii sunt vinovați și asta îndăție. N-are cum, Elie. 6 luni? Da. Păi începută cu care ai dat la primul. Doamne, s-o dat sisare, că nu da, pe unii de ani mai pus. Faci să pară. Nu poți. Dar sunt termene, deci... Dar nu poți. Deci cum au afișat la noi în Brătești, da, aia care a pus pancarta aia care spune, la care acolo nu s-a pus? Nu s-a pus, domnule. Păi să pună, domnule, să arate care-i termenul din ce, care-i termenul de finanță. Datele respective sunt comandate de așa și spune prețului, ca să... Ce se face? Domnul Blănar, dar nu avem ce face. Tot doamna asta vine de acasă cu bani să pune-o pe pancarta aia. Mă, nimeni să vin de acasă. Da, dar zic așa, dacă așa prevede proiectul, trebuie să pune o pancarta. Trebuie să pune la fiecare uniță, trebuie să pun pancarta. Pun pancarta de 5 milioane jumătate. Domn primar, o puneți, da? Dacă e prevăzut, o puneți, da? Ce se mai vede la bani? Da, văzut că am fost la Brătești, așa ce așa. Dacă așa cere, așa face. Dacă la tot nu există și de asta lumea este foarte revoltată, pentru că nu știe nimic. Se spune că se face. Se vede că nu se lucrează. Trebuie să o recunoaștem la nivel decât de administrație publică locală sau UAT, Bârsănești. Nu să, deci, repet, nu se face informarea populației cum trebuie. Păi, de-aia se face supărată și eu. Și avem lucrători, domn primar, care sunt car și pe site-ul primăriei, tot ce este. Avem? A fost să ne încarce la zi toate proiectele să ne readucă ca lumea să ia la cunoștință. Lumea asta văd că pe Facebook le poate citi de acolo. Facebook, noi avem site-ul nostru. Facebook care îi atrage unii și alții care vrea să denigreze, este altceva. Dar ca să vrei să te informezi, intre pe site-ul oficial. Dar să te informezi. Nu are. Uitați-vă la mine. Are, dar nu sunt aduse la zi. Nu s-au adus la zi, dar site este. Este primăr. Spuneți, domnul primar, care e? Primăria Bârsănești, nu? Așa se cheamă site. Bine, nu s-a dus și la zi, repede. Deci, site de informare electronică este, numai că nu s-a dus și la zi. Asta e toată problema. Și trebuie informată populația și pe urmă, nu. Asta e. Alte discuții, dacă mai sunt? Da. Mulțumim pentru participare. Da, rog.